Prim-secretarul pe probleme economice și comerciale în cadrul Ambasadei Republicii Federale Germania în România a vizitat astăzi județul Prahova. Acesta s-a întâlnit cu autoritățile locale și reprezentanții mai multor firme în vederea identificării unor noi oportunități de colaborare între județul Prahova și Germania. It's a pleasure for me to follow the invitation of the Chamber of Commerce in Ploiești to get to know the city, to get to know the economic region. There are already some German companies active here, and now I want to see how the region is developing. Este o plăcere pentru mine să fiu aici, să dau curs invitației făcute de către Camera de Comerț. Există deja câteva companii germane în județul Prahova și acum sunt aici pentru a vedea cum se dezvoltă județul și, mă rog, care sunt oportunitățile de colaborare. Este o vizită importantă, vorbim de a patra putere economică din lume, vorbim despre Germania, care reprezintă un exemplu de democrație, care reprezintă și un aliat puternic pentru noi, atât la nivel NATO cât și la nivelul Uniunii Europene, și care este un exemplu, de ce să nu recunoaștem, pentru că întotdeauna am dorit să muncim românește și să avem rezultate nemțești și s-a dovedit că nu se poate și trebuie să muncim cu seriozitate ca să avem astfel de rezultate. Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri din județul nostru. În Prahova, Germania se află pe locul 2 în topul numărului de companii care au investit în județul nostru. Sunt 166 de firme. În cadrul întâlnirii care a avut loc la Camera de Comerț și Industrie Prahova, au fost promovate industria petrolului, dar și vinurile produse în județul nostru, pentru a atrage cât mai mulți investitori germani care să dezvolte afaceri aici.